Dacă ați privi îndeaproape viața mea, ați putea spune că, cel puțin dintr-un anumit punct de vedere, aceasta se apropie de un mare eșec. Și dacă nu mă credeți, o să vedeți la sfârșitul prezentării că am destul de multă dreptate. Dar mai întâi, haideți să stabilim o bază de unde pornim. Ce înseamnă eșec? Pentru mine acesta înseamnă o discrepanță între țintă și reușită. Cu alte cuvinte, voiam sau trebuia să ajung în punctul X și nu am făcut-o, rezultă că am eșuat. Ce poți să faci ca să nu dai greș? Ei bine, nu faci nimic. Doar că în momentul în care nu faci nimic, rezultă cel mai mare eșec posibil. De ce? Pentru că a nu avea ținte, vise, aspirații sau așteptări de la viață e cea mai bună formă de a te irosi. Sau, după cum spunea Michelangelo, problema nu e că oamenii țintesc prea sus și eșuează, ci că țintesc prea jos și reușesc. Iar noi uneori ducem lucrurile mai departe și nu mai țintim deloc. Și abia atunci putem numi eșecul eșec, când nu am făcut absolut nimic din ceea ce puteam face. Știu, nu vă spun absolut nicio noutate prin faptul că eșecul este inevitabil. Știți și voi asta pentru că v-ați lovit de o mulțime de ori de el. Ceea ce ne diferențiază sau cum ne poziționăm altfel între noi ca oameni este cum ne raportăm la acest eșec. Și Steinhardt spunea în cartea sa Jurnalul Fericirii că biruința nu este obligatorie în viață, ci obligatorie este lupta. Și cred că dacă am conștientizat această idee în viața de zi cu zi, ne-am permite mult mai des să riscăm, să eșuăm și, bineînțeles, să reușim. Iar acum, pentru că nu vreau ca prezentarea mea să fie teorie, o să vă povestesc puțin despre dezastrul din viața mea. Și anume, cum am eșuat eu până acum și cum continui să o fac. Recunoașteți clădirea? V-am dat și răspunsul. Este Facultatea de Automatică și Calculatoare din București și este locul unde mi-am petrecut primii și ultimii 2 ani de studenție. Da, au fost primii și ultimii. Ultimii până acum, nu promit nimic. Dar să încep cu începutul. Știți copiii aceia care de foarte mici știu ce vor să fie când o să devină adulți? Unii or să fie profesori, alții medici, alții, nu știu, exploratori, astronauți? Ei bine, eu n-am făcut niciodată parte dintre ei. Ba, din contră, pe drumul vieții mereu m-am lovit de dilema. Eu ce o să mă fac când o să fiu mare? Și timpul a trecut și am ajuns în clasa 12-a și a trebuit să fiu pus în fața faptului împlinit. Tu la ce facultate mergi? Am schimbat foarte multe opțiuni de-a lungul liceului, dar într-un final m-am hotărât pentru automatică. De ce? Era un domeniu, de fapt este un domeniu respectat, se găsește de lucru foarte bine și este și foarte bine plătit, cei care sunteți activați în domeniu știți chestia asta, și în plus îmi plăcea și mă și pricepeam la asta. Așa că a fost automatică. Lucrurile au mers relativ bine, cel puțin în primul an, dar în anul 2 mi-am dat seama că nu prea am ce căuta acolo. Și ajunsesem într-o stare soră cu depresia. Aș făcut orice, numai ce avea legătură cu facultatea, nu. Ca o paranteză, cred că am citit în anul respectiv cele mai multe cărți din viața mea recentă și nu, n-au avut legătură cu programarea, ingineria sau ce mai era acolo. Acum mă simt dator să fac o paranteză și anume, nimeni nu-și dorește să eșueze. Adică nu pleci pe un drum cu gândul să nu-l duci la capăt. Pentru că ar fi absurd și da, sunt conștient că există oameni care fac chestia asta, dar ei sunt o minoritate și prefer să cred că nu e vorba despre noi cei care suntem astăzi aici. Adică, să vă dau un exemplu, nu te duci la un job ca peste 3 luni să-ți dai demisia. Sau nu te căsătorești cu cineva ca peste 6 ani să divorțezi. Sau cum a fost cazul meu, nu începi o facultate cu gândul că la jumătate ei te lași. Și totuși astfel de lucruri se întâmplă, fie că ne place, fie că nu. Ce poți să faci când te lovești de astfel de situații? Din experiența mea, mi-e foarte clar că e important să te asculți ce vrei. Dacă îți dai seama că locul tău nu e acolo, fă ceva și pleacă. Apoi, oricât de egoist ar părea, pune-te pe tine pe primul loc. De ce? Pentru că până la urmă e viața ta și nu viața celor din jur. Și un ultim lucru, dar foarte important, acționează în direcția dorită. De ce? Pentru că este degeaba sau nu are absolut niciun rost să știi drumul pe care vrei să mergi dacă nu faci și eforturile să ajungi la destinație. Ce am făcut eu în schimb? Ei bine, am continuat să eșuez. Cum? Am lucrat și lucrez ca freelancing în grafică și design. Nu știu câți dintre voi sunteți familiarizați cu domeniul, dar mie mi-a luat 4 luni ca să iau primii bani. Adică 4 luni de zile am lucrat gratis. Apoi, pe o altă platformă, am lucrat timp de un an și jumătate până am început să-mi fac o reputație care să-mi permită să lucrez relativ ok și să meargă lucrurile.
Sau ca să vă dau un exemplu mai recent, în perioada noiembrie-decembrie am avut 14 proiecte consecutive pe care le-am făcut și nu am luat absolut niciun dolar pe ele. Între timp lucrurile merg mai bine, dar ca idee. Apoi, vara trecută am făcut împreună cu doi prieteni o excursie prin Europa pe bicicletă. Doar că știți cum e. Nu poți să pleci pentru 3 luni de acasă într-o chestie pe care n-ai mai făcut-o niciodată și lucrurile se meargă fix așa cum le-ai plănuit din fața calculatorului. Și o să vă dau câteva exemple despre cum nu ne-au mers nouă lucrurile, deși, credeți-mă, a fost cea mai faină experiență pe care am avut-o până acum. O mare greșeală pe care am făcut-o în excursia asta a fost că am luat cauciucuri la bicicletă care nu țineau la cele 50 de kilograme de bagaj pe care le aveam eu. Și am făcut în 8500 de kilometri vreo 25 de pene. Faceți voi calculul cam la câți kilometri însemna o pană. Că eu nu-l mai fac, că deja mai acolo. Ba, mai mult, la Versailles am făcut 2 pene în 500 de metri. Am rezolvat o pană, n-am apucat să merg bine cu bicicleta și am făcut iar. Am numărat 3 pene în ziua respectivă și o ploaie de dimineață până seara. Și pentru că am spus de ploaie, o să mă leg de al doilea exemplu. Nu știu câți dintre voi știți, dar vara trecută a fost una din cele mai ploioase veri din ultimii ani și credeți-mă, noi am simțit-o foarte bine pe pielea noastră la propriu. De ce spun asta? De la Bruxelles până în nordul Spaniei, adică aproximativ 10 zile, ne-a plouat cel puțin o dată pe zi sau noapte. Știam că undeva în jurul prânzului o să ne luăm porția zilnică de apă. Ba mai mult, la întoarcere în Germania, ne-am lovit de o ploaie care a durat 16 ore fără oprire. Și nu a fost burniță din aceea măruntă, ci aproape de torențială, iar noi am făcut undeva în jur de 70 plus kilometri în ziua respectivă, pentru că trebuia să ajungem la o dată stabilită în Viena. Haideți să vă mai spun o poveste. Eram la Cannes și era ultima noastră noapte pe care o petreceam pe malul Mediteranei. Și pentru că era foarte cald și nu aveam voie să ne punem corturile pe plajă, scoteam izoprenele sacii de dormit și aia era tabăra noastră de seară. Doar că glumeam între noi ziua respectivă cum ar fi ca seara asta să fie una specială și să găsim și noi un loc mai fain, așa în natură și atmosfera să fie plăcută. Nu a fost așa pentru că ne-am oprit fix în mijlocul orașului, dar noaptea a fost specială. Să vă spun de ce. Pentru că în jur de ora 11 ne-am dat seama că plaja era plină de șobolani. Și nu șobolani, ci șobolani. Evident, nu puteam dormi acolo pentru că ei mergeau peste noi și peste toate lucrurile noastre, așa că după 100 și ceva de kilometri pedalați în ziua respectivă, ne-am strâns bagajele și am plecat mai departe. Am pedalat în noaptea respectivă până pe la 3 și credeți-mă că a fost una din cele mai faine porțiuni a traseului. De ce? Pentru că am urcat foarte mult în altitudine și se vedea întreaga plajă cu toate localitățile și aveau luminile sclipind. Nu știu dacă vă puteți imagina o mare de lumini. A fost fantastic. Apoi, Cartea Europa în 80 de zile e departe de a fi bestseller. De ce spun cartea? În urma excursiei pe care am făcut-o și pentru că una din pasiunile mele este scrisul, am ales să notez toate acele idei și lecțiile pe care le-am învățat și le-am pus cap la cap într-o carte. Ei bine, cu sinceritate vorbind, știți cam la câți oameni a ajuns aceasta? Vă spun eu, 250. Deci, cum vă spuneam, e departe de a fi bestseller. Ce lecții am învățat eu? Bine, lecțiile sunt multe, dar una care m-aș bucura foarte tare dacă ați rămâne în urma a ceea ce v-am povestit. Ca să te poți bucura de activitățile care ți-aduc împlinire în viață, trebuie mai întâi să le faci loc scăpând de cele care nu te satisfac. Și acum vreau să vă provoc la un exercițiu de imaginație. Gândiți-vă că viața voastră este ca un balon cu aer cald, iar voi sunteți undeva în acelă și vreți să vă luați zborul către adevăratul vostru potențial sau către fericire. Doar că vedeți că nu vă ridicați de la sol. De ce? Păi dacă priviți în jurul nostru, o să vedeți că de balonul vostru stau legate lucruri care nu ar trebui să fie acolo și care vă trag în jos. Nu știu care ar fi în cazul vostru. Poate o relație din care trebuie să ieșiți, poate un job la care trebuie să renunțați, poate o facultate nepotrivită, cum a fost în cazul meu. Important este că singurul mod prin care puteți ajunge acolo unde vă doriți cu adevărat este acela de a vă face curaj să luați cuțitul și să tăiați funile care vă țin legați. Cumva viața noastră este limitată și nu putem pune
în ea toate lucrurile care nu ne fac fericiți și să ne așteptăm ca să ne meargă bine. Trebuie întâi să scăpăm de cele care ne încurcă ca să ne putem deplasa cum trebuie. Doar că lucrurile nu sunt mereu așa roz. Și de ce spun asta? Adică nu renunți astăzi la facultate și mâine te apuci de lucru. V-am spus, mi-a luat 4 luni de zile până am luat primii bani. Sau nu te hotărăști astăzi să pleci cu bicicleta timp de 3 luni prin Europa și lucrurile merg extrem de bine în continuare. În plus, lumea se uită relativ ciudat la tine, spune, hello, locul tău pe unde e prin lumea asta. Deci, așa cum vă spuneam, trăim într-o societate a tiparelor și din cauza asta nu ești privit neapărat așa cum trebuie. Și cum spuneam la început, dintr-un anumit punct de vedere, viața mea poate fi considerată un dezastru. Am un citat cu care îmi place să mă consolez, ca să spun așa. Glumesc. E citatul foarte fain. Spune așa. Nu ești niciodată atât de bun pe cât ți se spune când ai succes. Partea asta nu-mi place, recunosc. Și niciodată atât de slab pe cât ți se spune atunci când eșuezi. De ce stau lucrurile așa? Pentru că valoarea noastră ca persoană nu depinde nici de ceea ce reușim să facem și nici de ceea ce nu reușim să facem. Și dacă conștientizăm lucrul ăsta, sunt convins că am avea foarte mult curaj să facem tot ceea ce visăm în viață. Ei bine, de ce v-am spus eu toate acestea? Pentru că nu vi le-am spus nici ca să-mi plângeți de milă și nu vi le-am spus nici ca să ziceți, wow, uite cât curaj pe capul tipul este. Nu, ci v-am spus toate acestea pentru că îmi place să cred sau mi-ar plăcea ca de acum înainte voi să îndrăzniți să vă urmați propriile drumuri și să visați mai tare. În plus, mi-ar plăcea ca în momentul în care stați față în față cu o provocare să aveți curajul să o acceptați și să eșuați. De ce să eșuați? Pentru că succesul nu este despre reușite, ci este despre eșecuri. Așadar, eu nu pot decât să vă urez succes la eșuat. Mulțumesc!